Ne puteam întâlni aici, da? Răzvan Ions Cirică, un suflet așa, care vibrează și care, iată, aduce arta pe Cobălcescu. Deci Cobălcescu nu va fi legat numai de taxiuri, ci și de artă și de asoc. Mi-a plăcut foarte mult titlul, Sintonii. Probabil că vă întrebați și dumneavoastră ca și ce naiba o fi însemnând. Titlul nu-i aparține lui Răzvan, îi aparține lui Florin Bârză, care a avut o minte suficient de creață. să se joace cu noi și să ne pună pe diverse piste. Da, să știți că vă mărturisesc că m-am uitat în dicționar. Și de ce sintonii și nu sintonie? Aici cred că a fost intervenția lui Răzvan. I-a plăcut pluralul care ne trimite chiar în toate colțurile lumii. Dicționarul spunea ceva de o stare de afectivitate și de relația în care intră cu mediul înconjurător. Sigur, o relație foarte dificil de surprins, dar a sosit și al treilea artist. O relație foarte greu de surprins. Deci, odată noi în mediu, artistul în mediu, de aceea pluralul de care vă spuneam, da, și arta și partea socială, din nou, o relație extrem de interesantă. Și iată că ne aflăm aici doar într-o expoziție de pictură și de grafică. Ne aflăm într-o expoziție care propune foarte multe paliere de dezbatere. Sigur, în primul rând, suntem pe 8 martie și expoziția a fost gândită început de primăvară, flori, luminozitate și, desigur, nuduri, omagiul femeii, da? Celebrarea frumuseții feminine. Pe de altă parte, expoziția trebuie să fie foarte bine înțeleasă și ca un demers în sensul unei educații vizuale. Și cred că ar trebui să subliniem acest aspect, pentru că iată, cred că nu sunt două zile de când un domn care a trăit în preajma artelor frumoase, văzând un nud, cazul era o artistă care pictase nuduri feminine, imediat s-a repezit să-mi spună, iată artă erotică. Nu, nu este și părerea mea. Nudurile, să știți, nu înseamnă, sau nu orice fel de nud înseamnă artă erotică. Este un mod eronat de a privi această situație și sper că la un moment dat artiștii sau poate curiozitatea dumneavoastră vă va face să puneți întrebări artiștilor și să descoperiți mai mult. Vi le semnalez pentru că, v-am spus, sunt foarte multe nivele de receptare a unei astfel de expoziții care poate la prima vedere să pară o expoziție extrem de banală printr-o propunere într-un anume fel extrem de inocentă. Primăvară, flori și muguri. Deci accentuam aspectul educativ și pentru că constatăm, rând nevrând, că din școală lipsesc orele de artă vizuală. Nici creativitatea elevilor nu este pusă la bătaie. Și arta vizuală și muzica cumva sunt decăzute din rangul lor de formare a viitorului adult. Și poate e vina sistemului comunist de până în 1989.
poate sunt vini multiple. Nu știu, nu e, poate nu este momentul acum pentru această dezbatere. Dar subliniam aspectul educativ de formare a unui privitor și cred că, sigur, poate nu neapărat vernisajul este momentul cel mai prielnic în a sta și a analiza o lucrare sau o alta, dar este un punct de plecare și eu vin cu propunerea să insistați în a vedea și la lumini diferite și când starea dumneavoastră de spirit se schimbă o anumită lucrare. Este un proces la care mă supun și eu personal, deci vi-l ofer și dumneavoastră ca pe o șansă în a vă oferi dumneavoastră înși vă mai mult. Da, celebrăm femeia. Sigur, ar putea să pară dintr-o anumită perspectivă o expoziție mercantilă, pentru că am auzit de multe ori spunându-se că florile sunt sau nu căutate de clienți, că nuturile sunt apreciate de o anumită categorie socială. Sau nu oricine își pune în casă un nut pentru că nu ar da bine, gazdele ar fi puse într-o situație mai mult sau mai puțin grozavă în fața celor care le calcă pragul. Cred că totul se rezolvă odată cu formarea noastră, cu acest demers continuu. Eu l-aș recomanda continuu și nu în salturi, relația pe care o avem cu galeriile de artă și cu muzeele. Da, cred că mi-a făcut mai mult plăcere să vorbesc despre partea educativă a acestei expoziții decât să vorbesc despre cele trei demersuri. Cred că aici pictorul cover o să acopere prin profilele pe care le face dânsul, exact cele trei direcții, pentru că, da, s-a spus și poate chiar e adevărat, cei trei artiști prieteni mai de mult chiar reușesc să comunice indiferent de propunerea pe care o adresează Răzvan Ionuț și Vică, reușesc să comunice foarte bine și să cadă cumva de acord și asupra panotării și asupra selecției lucrărilor. Datorită acestei colaborări, zic eu, expoziția este foarte reușită și foarte frumoasă.